Poate este un răzvrătit, neînțeles, supărat pe viață. E un punker care duce, e foarte pasionat așa el de tot ce face și tot ce simte și duce totul la extrem și complică toate, își complică existența. Se va poartă stilul ăsta punk? Tot timpul o să se poarte, că, pentru că cred că există o sămânță de punk, fiecare, adică așa, de răzvrătirea în fiecare dintre noi, cât, cel puțin un pic. Dar nu cred, adică nu se mai poartă cum se poarta acum câteva zeci de ani. Cred eu. Nu mai sunt la modă așa de mult. Nu mai la modă tipul ăsta de a, muzică, de a te îmbrăca, de a trăi. De a. E foarte obositor. Îmi place să joc pe auto, adică nu e obositor neapărat. Nu e obositor că sunt toată ziua pe set, dar e obositor psihic că sunt toată ziua pe set. Toată ziua mă concentrez. Sunt bucuros că se termină. A fost o experiență. Am crezut că nu lasem rolul și după aia m-am aclamat. M-a anunțat regizoarea la o cafea, a fost foarte frumos. M-a avut un singur rol principal în QED, care a fost așa, aproape principal. Dar nu cred că poți să te pregătesc nimic așa pentru un rol în care, adică un rol cu adevărat principal în care fiecare, în care ești în fiecare secvență. Evident că m-a ajutat că am mai fost pe set și am trăit, adică mi-am dat seama cum funcționează lucrurile și mi-a trecut rușinea asta de cameră pe care o are toată lumea bună să la început, habar n-am, și am avut-o și... Da, m-am ajutat clar. Că n-am avut cine știe ce cască de... Am avut câteva mai, nu sper așa, periculoase, dar am fost la antrenamente și nu m-am lovit prea rău. Peter este antrenor la Steaua, e foarte profesionist, e foarte tare. Chiar, adică îmi inspira, indiferent dacă mă mai loveam sau mă mai tăiam sau mai... Încrederea tot acolo era, pentru că îl vedeam, adică știi ce, dacă m-am lovit, nu m-am lovit că m-am lovit din cauza lui, m-am lovit că nu am ascultat instrucțiunile oferite. Studiez scenaristica la un ATC. Sper că încă mă mai primiți. Studiez scenaristica și în rest, na, acum, în ultima lună n-am mai făcut nimic, nu mai avut ce să fac. Eu pe scenaristica vreau să mă duc în principal. Îmi place mult să scriu decât să joc.